Mamă, ce e aici? Nu cred. Deci, fraților, sunt alături de Zbâr și Mădălin și astăzi o să comparăm scuterul nostru Paleu cu mașina din gunoi al lui Zbâr. Deci, de când mi-a zis că s-a apucat să facă o mașină din piese găsite în gunoi, am zis, bă, trebuie să văd asta, n-am văzut-o până acum niciodată. Cred că am văzut filmare pe telefon, ceva de genul, adică n-am văzut prea mult din ea. Și e tare, nu? Hai să vezi, hai să vezi. El susține că fuge mai tare decât Paleu. Ce lejer mai tare. Nu știu ce să zic. Bă, la început nu, dar pe parcurs. În primul rând nu-i gata. Ca și top speed 100. Mamă, ce e aici? Nu cred. Deci, în primul rând nu-i gata, mai avem acolo toba de pus, mai avem o roată și o grămadă de cabluri de care încă nu știm dacă avem nevoie. Ești gata să-l vezi? Ia! Yeah. Și ia asta? Ia uite-l! Ce e asta? De mașina din gunoi. Încă nu merg nici butoanele astea, nici luminile, nu le-am mai pus, că nu sunt conectate și nu merge nici ambreiajul. Păi și cum mai am? Stai o secundă că mă duc să-mi schimb și eu Adidas. Deci stai un pic, Mădălin, tu ai mai fost cu ăsta. Da. Deci nu merge, cum adică nu merg luminile? Ce are lumini? Da, eu o să știu ce mai are și ce nu mai are pe aici, am pui mei stătii descentrat. Da, de ce are un scaun de ăsta de... Bă, dar ce roți mișto are. Scrieți părerea voastră în comentarii, băieți. Bă, arată foarte șmecher, nu? Așa. Wow, ce tare e! Fii atent, motorul al tău are 22 de ani. Motorul ăsta este de pe Mobra din 1970, ceea ce înseamnă că are peste 50 de ani. Băi, ești nebun! For real, peste 50 de ani! Ăsta l-am cumpărat de pe Mag la 100 de lei, bobina care era... E bobina? O chestie, da, din care intră curentul cumva. Da, da, știu. Sunt curios dacă mai merge. Ia uite-i pe băieții mei, cară mașina, aveți grijă la scooter, băi! Că scuterul meu nu e din gunoi. Că nu avem ambreiaj, așa că trebuie să o pornesc din viteză. Nu cred. Ba da. Tot aceea de la vlogul cu Paleu, primul vlog, și am zis, bă, hai să mai facem un vlog, ești nebun. A, putem să facem cursa 7 versus și alea două pedalele, astea două? Da, frână și accelerație. Dar nu sunt cam mici pedalele? Bă, pui mine, n-am avut ce să punem pe ele, să fie mai mari, dar le facem mai mari dacă e nevoie. Păi și stai așa, cum schimb viteza? Păi n-o schimb, eu bagi într-o viteză și noi aia rămâne, că n-avem deocamdată... Ala-i ambreiaj. Da, ok, stai că nu știu cum să o bag în viteză deocamdată. Ești gata, Gami? Ia. No. Încă o dată. Vă ajut tu, mă, da? Da, cum? Hai că pornește dacă e. Mașina de gunoi. Un gunoi de mașină, voia să spună, de fapt. Ești prost la cap că e greu zbâr ăsta pe mașină. Ok, o reparăm și revenim într-o oră. Am venit cu Zbâr și cu mașina din gunoi pe câmp să vedem cum merge, pentru că din câte am înțeles s-au plâns vecinii foarte tare pentru că mașina asta n-are topă, nu e omologată, nu e, adică aia, vă dați seama. Dar știu cu pretenția, acum nu e electrică, dar ce mai vrei acum? Lasă-o de n-are topă, nu am e și omologată, cască. Îi dau cu piatra în cap, îi spar capul. Mi-ai dat cu piatra în cască. Mamă. Ce urât. Seama că e una mai mare dacă vrei. Am venit și cu scuterelul, fraților, pe câmp, pentru că, vă dați seama, trebuie să facem o comparație corectă, adică nu trebuie să mergem cu ăsta pe asfalt și cu ăsta prin câmp. Hai, vreau să văd cum pornește, că acum câteva zile n-am reușit să-l pornim, de asta am schimbat ziua. Urcă-te pe ea, urcă-te că îți prinde picior. Hai, Gami, hai, Gami. A, împing și eu? Hai. Da, hai. Mi-ai zis că prinde 70, 80. Hai. Îți faci de mai într-a doua? A întâia. Ia, hai. Hai. A plecat omul meu, e jebun. Ușor de asta, îi pune lanțul. Ia căzut lanțul, băieți! Ești gata? Deci accelerație și frână. Accelerație și frână, da. Uite-te la el! Oare rămâne acolo cu el? Cred că pică. Fii atent că pică. Aaa! S-a oprit! Ori n-apăsam eu bine pe frână, ori nu mergea frâna. Bă, dar nu merge bine asta, mă! Eee, nu știi tu!
Nu zici că nu merge bine. Nu merge, mă, bine. Un adevărat racing driver. Urcă-te. Hai Gani. Hai că trebuie să-mi stângă mai mult. Iar s-a oprit. Bă, cât de amuzantă e mașinuța asta. Nu e neapărat pe gustul meu, dar e amuzantă, n-am ce să zic. Gata, acu' e 2, hai. Cum a făcut, a crezut că s-a spart ceva, ești nebun? Haide că a mers și cum a citat din gunoi, mă duc să aduc scuterul. Zici, bă, ce s-a întâmplat? Da, deci din păcate trebuie să punem pe boară mașina din gunoi. Bă, ea e făcută bine, dar uite, acum s-a întâmplat să-i sară lanțul și n-a sărit doar de pe pinionul ăsta din spate, a sărit și de pe pinionul din față. Și trebuie să desfacem motorul ca să punem înapoi lanțul. Nu pare distractiv. Deloc distractiv, dar mă rog, așa se întâmplă când ai o mașină din gunoi. Deci cred că din nou avem punct pentru scooter. La reliability. La reliability, da, te bazezi mai mult pe scooter. Haideți, bă, te invit pe scooter. Să dau o tură cu el? Da, da, dar să nu te dai foarte tare că mie să nu se... Opa, stați că zbârare variola maimuței. Punem de aici căscuța asta de BMX. Adică n-ai voie cu ea, nu? Sigur n-ai voie cu ea. Ba, cred că da. E casca, adică nu cred că... Dacă am doar 50 de lei să-mi iau o cască, nu cred că mă obligă nimeni să-mi iau cască. De ce vine ani ești? Foarte important e să nu cazi cu el, că după aia... Bă, eu încerc. Nu o să avem nici scooter, nici mașină. Da, dar o să iasă material super. Și asta e adevărat. Și gata, Bă, nu știu dacă e neapărat recomandat să mergi cu scooterul off-road, nu știu ce părere se am. Ia uitați-vă, îmi face suspensia de la scooter. Sincer, sper să nu rămânem cu el aici, cu scooterul, pentru că eu mai vreau să merg cu el, adică îmi place să merg cu el și merg zilnic cu el. Mai ales că uitați-vă și voi, cât ne baie, 9 octombrie și sunt 1.000.000 de grade afară. Bă, e super șmecher ăsta, dar mi-e frică așa că se aud astea pe aceea cum joacă și mie să nu zică că le-am stricat eu. Da, hai să-i dăm o mânuță. Bă, șmecher, dar mi-e frică că face ăsta, joacă pe aici și să nu zici că îți stric eu ceva. Super faină senzația. Ia, dă-te jos. O pun pe cric? Da, pune-l pe cric. Acum o să-mi pun eu GoPro și o să mă duc până la zbâr, dar pe asfalt, să vedeți ce viteză prind. Eu am prins și undeva la 60 la oră cu el, mi se pare 120 insane. 120 la oră ai prins, Gami. M-a luat radarul. Cât are, mă, 120 are la oră? Îi dai? Hai că-i dau. Dacă te ține cineva? Până la mare, cred că-i dau. Ia vedeți, băieți, căscuța. Are fratele vostru căscuță. Încă n-am descoperit un mod să pun un GoPro aici să mă văd. Poate să-l prind de far. Ar fi o idee. Gata, și-a pus frățiorul vostru cascheta. Sincer, sper să nu fac pană cu el, că nu prea ar fi distractiv. Stați că trebuie să ieșim din off-road. Trebuie să ieșim. Haide! Bine! Hai să-i dăm pe asfalt, băieți, cu el. Altă treabă, ia uite-l. Mamă, cum se înfige! 30 la oră! Bă, că am scârție frânele, dar ce vrei, bă, frate, din 2000? Până la urmă... Ia vezi, tată, ce frumoasă e viața cu scooter! Ia uite-l, bă, tată! Și vorbești eu că vorbim mai repede ca o mașină. Prin speed bump-urile astea, sincer vă zic, 30, 40, frână pe speed bump. Frumos, mă bag pe mașini. Da, uitați-vă. Fac și de-astea, așa, opa, opa. Ce credeți? Și uite, eu acum nu mai stau ca băiatul din față să-mi caut loc de parcare, să de-astea, înțelegi? Ia uite, încă un scooter acolo. Fratele vostru a venit. Țaca-paca, i-a dat cheie. Îi dau aici. Opa, așa. Voi, sincer, merg doar în cartier cu el. Momentan n-am ieșit din cartier. Aici s-a prăfuit el afară.
N-am ieșit din cartier cu el pentru că momentan mi-e frică să merg prin trafic așa, dar o să ieșim. Și scrieți în comentarii dacă vreți să ne apucăm să facem o serie, să-l recondiționăm, să-l vopsim, să-l facem frumos, tot. Deci din câte puteți observa, a sărit lanțul și vino să vezi pe partea asta cum s-a spart toată carcasa. Uite de aici, părți din carcasă, nu știu dacă se vede. Se vede? S-a spart de aici carcasa. Aia, acum încercăm să o punem înapoi, să vedem dacă merge. Cred că a fost o idee proastă să o ducem la off-road, că fiind la off-road și lanțul ăsta, el e strâmt, știi, adică, dar fiind la off-road, jucat sus-jos, probabil așa a sărit și când a sărit a distrus și carcasa. Dar zic că merge și fără carcasă, că până la urmă nu stă motorul ăsta într-o carcasă. Deci stai, mă, ce s-a întâmplat? Îmi spart carcasa. Eu am dat acolo spart-o, vezi? Mă, bine că ai spart-o tu, că dacă o spărgeam eu... Da, mare diferență era. Deci, în concluzie, scutere mai bun decât mașina din gunoi. Păi da, dar verea aia că a fost mult mai mulți bani decât asta. Asta a fost 90 de lei. La preț, câștigăm. Bine, ai reability, ai... dar prețul n-ai cum să zici. Și asta merge și mai repede. Dar când merge? Când merge, merge mai repede. Da. Păi azi, nu e sigură, dar și când e, da. Nu o dai cu ea.